Hei, salut, sunt Gravity și bine v-am regăsit la încă un episod din Jurassic World Evolution 2. Da, după cum ați văzut în thumbnail sau poate nu vi-ați dat seama, dar în acest episod vom construi un habitat pentru T-Rex. Mai exact, aș vrea să pun 2 în acest enclosure, dar nu știu sigur dacă voi avea suficient spațiu. Rămâne de văzut, asta o să văd și eu în partea a doua și voi la fel veți vedea atunci când o să-i incubăm și o să-i plasez în habitatul propriu zis. După speculațiile mele, zic că ar trebui să fie ok și să intre cei doi T-Rex pe care mi-aș dori să-i plasez în acest habitat. Cum am zis, este destul de măricel. Iar pot spune că aș fi puțin dezamăgit dacă nu ar intra doi, chiar mi-aș dori doi și m-am gândit să optez pentru skinurile, bineînțeles, din 1993, din Jurassic Park și cred că, nu știu, încă mă gândesc, nu m-am hotărât pentru ce skin să optez, al doilea skin pentru T-Rex, o să văd în hatchery, în incubator, când o să modific acolo la genomes și o să mă decid în acel moment pentru ce skin să optez pentru al doilea T-Rex. Bun, cum am zis, am vrut să creez ceva mai diferit și e mai diferit. E un view așa 360, pot spune. Se vor putea vedea acești dinozauri, nu știu dacă vor fi unul sau doi, cum am zis din nou, din orice unghi. Este un enclosure, un habitat în formă de octagon și acest lucru permite să poți vizualiza cât mai bine dinozaurii din enclosure. Bun, mare lucru nu am mai făcut în acest episod. Singurul lucru pe care l-am făcut a fost acesta, să creez habitatul, iar mai apoi o să mă gândesc pe viitor, când voi construi în jurul acestui habitat sau când mă voi extinde mai departe, mai departe în parc, mă voi decide ce altceva să mai pun pe lângă. Mă gândeam oricum pentru o zonă pentru vizitatori, oricum necesită și vor fi nevoie câteva amenities-uri, câteva shop-uri, nu știu, poate și un guest attraction pentru a atrage cât mai mulți vizitatori în această zonă. Oricum ei vor veni pentru că un T-Rex are un appealing destul de mare, e destul de atrăgător, de interesant din punct de vedere al dinozaurilor pe care avem în parc. Totuși, cred că mozosaurul are mai mult appealing decât un T-Rex. Nu știu, sigur, rămâne de văzut, o să mă uit și o să văd mai bine atunci. Dar oricum, clar, un T-Rex are appealing foarte mare, așa că vizitatorii vor fi atrași în această zonă mai mult față de alte zone pe care le avem. Și de aceea am zis că o să doresc să construiesc niște facilități, da, prin zonă, poate niște hoteluri din nou, să fac o zonă dedicată vizitatorilor, nu știu, rămâne de văzut, cum am zis, nu e nimic clar, nu e nimic bătut în cuie, vreau să văd ce alte habitate voi mai construi, cât de mari le voi face, iar atunci, în funcție de acest lucru, voi ține cont și voi construi această zonă pentru vizitatori. Bun, m-am jucat cu terenul pentru acest habitat și mi-a plăcut cum am ieșit. T-Rex-ul, în general, are nevoie destul de mult sand, destul de mult nisip în habitat, nu știu de ce, așa l-au creat developerii, nu e ceva ce am decis eu să fac, așa că de aceea am pus foarte mult sand și m-am jucat foarte mult cu paint-ul. Am pus și forest, știu că și de forest are nevoie foarte mult. Da, aici sunt feederele, 2 vor fi suficiente, asta știu clar. Am mai avut odată, într-o altă serie am mai avut eu niște T-Rex și mi-aduc aminte că au avut 2 feedere și au fost suficiente, aceste 2 feedere pentru 2 T-Rex, mă refer dacă sunt 3-4, nu știu, asta probabil o să crească
numărul de fidere de care vei avea nevoie într-un habitat, de exemplu, dacă vrei să pui mai mult de 2 T-Rex, și zic clar în cazul acesta, în cazul de față. Am mai adăugat un response facility aici pentru a fi aproape și gata de acțiune în caz că, nu știu, se întâmplă ceva, să fie pregătiți. Și cum am zis, cam atâta în episodul de astăzi. Rămâne de văzut pe parcurs cum se desfășoară acțiunea și cum o voi extinde cu parcul pe viitor, iar atunci o să mai adaug alte lucruri. Bun, noi ne vedem oricum în partea a doua, unde acolo să vedem mai exact ce și cum, dacă totul e ok, și enjoy the speed build. Bye guys! Ok, bun. Pe lângă ce ați văzut deja în speed build, am mai adăugat doar câteva decorații. În schimb, totul a rămas la fel. Am mai adăugat încă un rând de gard, să fie gard dublu, pentru orice eventualitate totuși. Vor fi doi T-Rex, adică sper să fie suficient de mare spațiul încât să îmi încapă doi T-Rex. Dacă nu, atunci voi lăsa doar unul singur, dar rămâne de văzut. Bun, hai să îl incubez. Perfect, T-Rex, nice. Modify genome. Ia să vedem. La social, tolerant, hai să punem și humble. Perfect, iar la culoare... la skin, ia să vedem, hai să-l alegem pe cel din 93, save and exit, assign, scientist, are nevoie de 16, 10 și cu 7 avem 17, perfect. Și încă unul, modify genome, iar la acesta voi alege, ia să vedem care pare că arată mai interesant. Cred că cel din 1997 AU, varianta A. Sau... am putea crea noi unul. Da... nu, mai bine alegem pe acesta. Din 97, bun, save and exit. Tocmai ce am ieșit. Ok, assign. Scientist, la fel de 16 va fi nevoie. Bun, hai că am suficient. Nice. Hai să dăm pe speed, cât mai rapid, să se sintetizeze și după aceea să... îi incubăm și să-i punem în habitat. Bun, deci cum am zis, singurul lucru pe care l-am mai făcut în plus a fost să mai adaug câteva decorații. Bun, niște măsuțe pe aici, pe acolo și cam atât. În rest, nu am făcut nimic. Gardul dublu pe care deja vi l-am menționat. Așa e ok. Aici avem un response facility. Mă gândeam să adaug și un paleomedical facility. Oare aș avea nevoie? Sincer, nu știu ce să zic. Nu cred. Bun. Hai că s-au sintetizat.
No traits, perfect acesta. Are nevoie de 13, 10 și cu 5, perfect. Și acesta e strong, bun. Nu are niciun trait negativ. Nici o trăsătură, de fapt. Acesta ar fi fost agresiv, dar îl lăsăm pe acesta. 10, 14, perfect. 8 minute, ok. Cred că durează cel mai mult. El, mozosaurul și mai sunt, cred, câțiva dinozauri care la fel durează destul de mult incubarea. Am optat să nu creez mai nimic în această zonă pentru că o să văd data viitoare, mai mult ca sigur, sau poate peste două dăți, ce habitate, cam cât de mari aș vrea să le creez și posibil atunci să mă orientez și să mai creez încă o zonă de amenities-uri, de facilități. Cred că aici voi lăsa liber mai mult ca sigur și posibil în această direcție să mă extind și să creez această zonă pentru vizitatori. Aici aș dori să mai fac încă un habitat, e destul de ok spațiul, da, destul de măricel. Pot zice, da, o să fie puțin mai îngust, dar ia să văd ceva. Cam așa, sau aș putea, nu, cred că aș putea opta pentru o platformă aici. Și aici la fel, iar în viewing gallery aș putea să-l pun fix aici sau poate aici. Bun. E ok spațiul, nu e prea mic, e bunicel. Aș putea totuși, dacă chiar e, să vin așa puțin cu path-ul. De exemplu. Și atunci ar fi un pic mai mult spațiu. Ok. Și acum ia să vedem. Nice. Perfect. Bun. Mai ok, și zic eu. Hai să cam așa. Bun. Ok. Ar trebui să fie mai ok de data asta. Mai bine și sau mai mult spațiu. Da. Bun, mai bine. Nice. Perfect. Bun, hai, văd că s-au terminat de incubat. Hai să-i punem în release via airlift. Să-i transportăm. Unul aici, să zicem. Și celălalt. La fel. În partea asta, să zicem, cam așa. Au nevoie de sand. T-Rex-ul are nevoie de sand. De aceea am pus destul de mult să mă asigur că e ok. Am uitat să pun câteva roci. Hai că le pot plasa acum până nu vor ajunge. Nice, cam așa. Hai că primul a fost transportat.
Am așa. Who don't know the difference between herbivore and carnivore know all about the Tyrannosaurus Rex. And when you see her up close, feel her gaze, you understand why the T-Rex was the ruler of the Cretaceous period. Cam așa. Cred că ar trebui să ajungă și celălalt. Yep. La fix. Hai să-l vedem pe acesta. Ok. Cred că acesta este cu skinul din 93, da. Din 1993. Ar mai avea nevoie de Prey și Forest. Eu zic că e suficient. Da, o să ajungă să exploreze mai bine teritoriul și zic că o să fie okay-ish. Nice, hai să vedem și pe al doilea. Da, acesta are skin mai diferit. Ok. Nice. Am avut și o mică interacțiune. E ok, pot conviețui doi, da, chiar și mai mulți. Spațiul iară e ok din câte văd. Hai să mărim puțin viteza să... Bun, au descoperit cel doilea feeder. Nice. Și forestul e ok-ish. Poate, hai să mai adăugăm... câțiva copăcei. Ia să vedem cam pe unde. Pe aici aș putea să mai adaug, așa. Mai sunt și aici câțiva. Mai degrabă aici, așa, șterge-te, și așa, cam așa, bun. Bine, deci se pare că sunt ok, au suficient spațiu, au cam tot ce au nevoie. Bine, asta n-a sunat prea bine. E ok habitatul. Asta vreau să subliniez, nu mai au nevoie de nimic altceva. Confortul e ok. Bun. Deci, e bine. Nice. Cum am zis, îmi place foarte mult cum a ieșit această zonă. Pot spune că se aseamănă puțin cu zona dedicată T-Rex-ului din... Jurassic World. Este asemănător, dar nu chiar, mă rog, cât de cât. Yep. Nice. Mă întreb de ce nu se acoperă și această zonă. Totuși aici și... cine știe. Rămâne de văzut. Ah, bine, vine celălalt. E ok. Nice. Bun, deci cam atâta pentru episodul de astăzi. Finally, avem și T-Rex-ul. Bine, și nu chiar unul, sunt de fapt doi. Am avut noroc că am creat destul de mare acest enclosure pentru ei și au încăput la fix. Bun.
cum am zis, atât a fost pentru episodul de astăzi. Nu uitați să dați un like, puteți să dați un share și să comentați mai jos, să-mi spuneți dacă vreți să vedeți în continuare multe episoade din această serie de Jurassic World Evolution 2. Eu am fost Gravity, iar noi ne auzim data viitoare. Bye, guys!